Vrei să afli mai multe despre activitatea muzicanților din raionul nostru? Nu ai decât să cauți cartea Muzicanții Meleagului nostru. Este o carte care vine să descrie viața și activitatea muzicanților din raionul Glodeni și Rășcani. Autorul cărții, Victor Panco, spune că nu a reușit să scrie despre toți muzicanții pe care i-a cunoscut, dar măcar pe o bună parte pe care i-a cunoscut. La cei 71 de ani, Victor Panco a scris peste 12 cărți. Muzica a fost o parte din viața lui. Își amintește cu drag de clipele când a rămas profund emoționat de sunetele orchestrei. Duminică, Biblioteca Vasile Coroban a fost gazda unui eveniment inedit în raionul Glodeni, lansarea cărții Muzicanții Meleagului nostru. Victor Panco, cel care a colectat informația și a descris activitatea și viața celor mai renumiți muzicieni din împrejurimi, spune că se simte împlinit și mulțumit, deoarece a reușit în sfârșit să-și realizeze visul. Când în prima dată am auzit muzica fanfare, aveam eu vreo 9 ani, 10, oricât, nimai pomenit, nici nu știi ce puteai să faci când acolo marșul, ori valsul, ori ceva. Foarte emoțional. Și de atunci țin minte cum muzicanții este, de atunci, la, după foamete, după război, oamenii erau mai buni, mai cumva așa, și muzicanții și ele, noi am fost mitei. Oi, dar el cântă la clarinet, Dușac Sergei. Da. Și se uită la mine și se dedioți. Da, muzica bulgărească. Ori acolo un marș, au fost acolo o nuntă, țin minte. Acolo unde am o magazine, acolo a fost club, dar nu știu de ce, chiar a fost nunta aceea pe drum. Și eu nu pot uita, ea că 60 de ani au trecut, nu pot uita muzica aceea. Dar când am lucrat la Academie de Științe, am adunat eu fotografie, acolo este din armata română, încă și la Rășcani, de la Rășcani oamenii au fost la armata română și la noi tot a fost. Și din 1922-20 am adunat fotografii vreo 40 de ani. Și când am lucrat la Academie de Științe, am sunat la un om care a lucrat la Casa Republicanskei Doamne Narodno Tvorchestvo. Și spun ea că eu am o echipă de fotografii, pot să scriu carte. Astfel, nu vă napișete, mă posmotrim. Am înțeles că nu se interesează nimic, măcar vă se întreabă, băi, oameni, dar de unde luați, ce ai, cât, poate, da hai, poate facem ceva. Nu! Băi, пишете, а мы там посмотрим. Ага, посмотрим, значит, посмотрим. Și am luat fotografii de la Iablona, vreo 40, și de la Burcă, regretatul Gheorghe, am luat fotografii, și de la Cuhneștile, Ganiușa, Berbici, am luat fotografii. Și am gândit că nu, noi dovedim și noi facem nimic și am dat fotografii înapoi. Menționăm că scriitorul s-a născut în 1944 în satul Danu. Victor Panco a absolvit facultatea de filologie a Institutului Pedagogic din Bălți. A scris și a colectat cărți despre folclorul regiunii noastre. Tot el a fost fondatorul ziarului Câmpia Glodenilor.